În urma unei solicitări telefonice, un echipaj din cadrul postului de jandarmi Ordine Publică Montan-Zănoaga a intervenit în zona Orzea, punctul Belvedere din masivul Montan-Bucegi, pentru sprijinirea unor persoane care, în timp ce se deplasau cu un autoturism pe drumul județean 714 Moroeni-Peștera, nu au mai putut continua deplasarea din cauza unei defecțiuni la autovehicul și a condițiilor meteorologice nefavorabile. În urma intervenției jandarmilor montani, cei patru turiști din municipiul București și unul din județul Ilfov au fost sprijiniți să ajungă în siguranță până la o cabană din zona Zănoaga. La o zi după acest eveniment, alți doi turiști, în timp ce se deplasau pe drumul județean 713 Cota 1000 Dichiu Piatra Arsă, au derapat cu autoturismul și nu au mai putut să-și continue drumul din cauza stratului de zăpadă de 60 de centimetri. În urma intervenției jandarmilor, cei doi turiști, un bărbat din municipiul Brașov în vârstă de 34 de ani și o femeie din București în vârstă de 28 de ani, au fost sprijiniți să deblocheze autovehiculul. Pentru că vremea continuă să fie capricioasă și în această săptămână, jandarmii dâmbovițeni recomandă în continuare turiștilor să se informeze asupra itinerariului propus, gradului de dificultate și condițiilor climaterice locale, să consulte prognoza meteorologică înainte de a pleca în drumeții, să aibă echipament adecvat zonei de munte și să folosească numai traseele marcate.